ce facem astăzi și de asta are sens să discutăm de un program de interes național. Adăugăm niște elemente de performanță, adăugăm niște elemente care sunt în linie cu strategiile pe care guvernul are. Prin urmare, programul de interes național pe care îl adoptăm în acest an, ce încearcă să facă? Se uită mai întâi la strategii. Care e strategia pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice? Și acolo în strategie spune că strategia nu este să oferim etern condiții mai bune în cămine. Spune să încercăm să avem să obținem o independență și o siguranță mai mare pentru persoanele vârstnice cu necesități de îngrijire în lungă durată în familie sau în domiciliu. Cu alte cuvinte, planul este asemenea și în cazul copiilor de dezinstituționalizare. Cu alte cuvinte, cei care au într-adevăr nevoie sau nevoie temporară printr-o situație specială, evident, trebuie să apeleze la niște cămine care să ofere standarde bune și de aici se vedea finanțarea permanentă. Pe de altă parte, în căminele pe care noi le avem, într-un mod competitiv, ele vor aplica la acest program de interes național, deci pe lângă finanțarea de bază de care am discutat cu ordonanța de săptămâna trecută, vin și îmi revizuiesc planurile individualizate de asistență și îngrijire, care sunt planurile de intervenție. În ce măsură pot recupera, reabilita funcțional aceste persoane vârstnice? În ce măsură pot să ajung la niște obiective de a evalua ca independente din punct de vedere al autonomiei fizice, psihice și mentale aceste persoane? Și noutatea este aici, și o să mai auziți acest termen de la Ministerul Muncii, cel puțin în acest an, este implementarea managementului de caz. Cu alte cuvinte, oamenii nu o să mai fie tratați cu haide vino și gata, îți dăm tratament eventual, cum am văzut în cazurile abuzurilor pe partea de copii, neuroleptic, ca să avem niște legume pe undeva.